Tifani și Remus, mă bucur și eu să fie la nunta voastră, cu toți am așteptat momentul acesta. Doi tineri pășesc înaintea Domnului cu bucurie, doi tineri slujitori, cum spunea mai devreme. Și dacă fratele David spunea despre Tifoni că este o farstă bună, cred că este corect și frumos să spunem că și băiatul nostru e bun, Remus e băiat credincios, slujitor pe măsura miresei pe care ales-o. Domnul să-l binecuvinteze. Îl știți de mic, dumneavoastră, eu de mai puțin timp. Ne-am dorit să fie tot așa tinerii din biserică, nu ne a făcut probleme, credincios. Iată-l căsătorindu-se în biserică, o sărbătoare și pentru biserica Domnului, pentru familie. Am văzut bucuria mamei, mă iertați că am crezut că o să fie sora, deși sora s-a măritat deja și are alt nume, uneori te mai pierzi Mamele amândouă astăzi au avut un moment de bucurie și au slujit o imagine frumoasă pentru întreaga biserică. Domnul să dea har peste aceste două familii. Dragii mei, eu nu pot să spun că am o predică omiletică, dar mă uitam la ce citea Dani aici. Biblia spune că Domnul a trimis un somn adânc peste om, Omul a adormit, Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o lase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Noi ne-am obișnuit foarte mult cu Biblia. Citim de multe ori în mod mecanic. Probabil că aceste versete sună ca un refren cunoscut. Și nu mai conștientizăm cât de mare a fost minunea creierii femeii. De altfel, în această dimineață, în puținele mele gânduri, vorbesc despre minunea iubirii dintre un bărbaș și o femeie. Adică, cum dintr-o coastă a ieșit o minunăție? E o minune. Biblia are minuni multe pe metru pătrat, aș putea spune. Pe fiecare pagină a Scripturii vedem minuni. Și noi creștinii suntem desensibilizați. Noi nu mai suntem sensibili. Citim despre minuni și ne se pare atât de normal. Cum adică dintr-o costă să iasă o femeie? Cum adică omul să adormă, dar de unde o luat -o? Că nu știm să lipsească vreo costă. Unde o fi fost? Uh, mai mult, minune e și mai mare. O duce la om și omul știe, deși dormea. Iată, în sfârșit, cea care este o din oasele mele. Și mai mare minune, o și iubit-o. Adam a fost singur om care nu a avut opțiuni. Să a trezit cu ea. Asta e nevastă, ta Și culmea, o și iubit-o. Păi nu e asta o minune. Dintr-o coastă Dumnezeu o creează. nu știm cum o frământat-o, din pământ, mai dintr-o coastă să iasă așa un trup, nu știu, e frământată, o fi fost cu multă dragoste, nu știm. Să știți că sunt minuni. De la prima căsătorie și până azi, fiecare familie este o minune a lui Dumnezeu. Nu știm cum, dar Dumnezeu face minunea asta de mii de ani. Problema este că noi oamenii ne-am obișnuit cu minunile. Mai ales generația tânără a crescut cu uh, aceste efecte speciale la televizor, în filme, mă adresez acum generației Harry Potter. Cu dispariții, cu apariții, cu miracole. Uh, magia devine ceva obișnuit, deși ceva absolut uh, negru și demonic, uh, ceva normal. Să apară, să dispară personajele în desene animate în, în filme, efecte speciale suntem absolut desensibilizați și ca și cultură, nu ni se mai pare nimic interesant, ne trebuie tot mai puternice efecte speciale, plus că suntem creștini și ne-am obișnuit să citim despre minuni. Și citim despre despicarea mării roșii și ni se pare o banalitate, da, s-o despicat. Oameni buni, asta este minunea lui Dumnezeu, o mare să se rupă în două. Vă imaginați, dragi tineri, da, generația asta, desensibilizată, ce minune a făcut Dumnezeu în Biblie? E bine, familia este o mare minune. Vreau să ne uităm la aspectul acesta miraculos. De ce nu mai suntem sensibili la asta pentru că minunea aceasta a devenit normală. În biserica noastră, majoritatea familiilor sunt împreună și sunt bine. Și mulțumim Domnului că divorțul este o raritate printre creștini. Chiar dacă unii spun că totul e la fel, nu e adevărat. Dar noi în biserică, marea majoritate a familiilor sunt împreună și experimentează o minune. Chiar dacă minunea devine comună, ea rămâne minune. Este o minune să te îndrăgostești, cum spunea Dani, este o minune să te căsătorești și este și mai mare minune să rămâi împreună până la capăt. Astăzi asistăm la o minune, la un miracol pe care Dumnezeu îl face în viața lui Remus și a lui Tiffany. Am fost la mine acasă pentru consiliere și trebuie să mă turisesc că n-am avut niciodată așa de lungă consiliere ca la ei. Nu că au avut multe păcate de zis. Mi-au povestit ore întregi povestea lor de dragoste și să știți că am fost impresionat. Și mă gândeam stând prin... Elveția, pe unde am fost prin Franța, în zilele acestea, de fapt nu în Elveția, în Franța, în Italia, mai multe țări, fiind pe munți, acolo, eu duminică mă duc să asist la o minune. Mi s-a întărit convingerea și mai mult când undeva în Croația m-au rugat două fete să le fac o poză. La o cascadă m-am uitat pe telefon, era curcubeu. M-am dat seama cât de anormal a devenit lumea asta. În altă parte, în Italia, pe un alt traseu de munte, am văzut doi băieți care se mângâiau într-un parc. Și am zis cu adevărat, duminică, eu voi fi parte la minunea lui Dumnezeu. Să știți la cât de anormală este Europa așa America, Occidentul în general. Ceea ce vedem noi ca fi normal este minunat. Este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Suntem tot mai anormali, noi cei care suntem căsătoriți normal. Chiar dacă minunea e răspândită și suntem mulți oameni Căsătoriți normal și ne iubim soțiile, totuși, nu uitați, în lumea asta, ce vedem aici este tot mai minunat. I-am ascultat povestindu-mi, povesti, spunându-mi povestea lor de dragoste, la fiecare pas, cum s-au întâlnit, cum spunea Dani, cum s-au rugat un an sau doi, fără să fie nimic, cum apoi au început o relație, cum Dumnezeu le-a vorbit în mod providențial și supranatural la fiecare, în parte. Cum Dumnezeu a călăuzit circumstanțele, chiar în mijlocul pandemiei, cum a venit vremea aia de secetă grea, ne putând vizita fiecare țară a celuilalt, nu s-au văzut rugăciuni, telefoane, așteptări, speranțe. Până la urmă nu se știa, va putea intra în țară, Tifăne, nu va putea intra în țară. Dragii mei, mi-am dat seama ascultându-i câteva ceasuri că povestea lor de dragoste este un cumul de minuni pe care le-a făcut Dumnezeu. Și așa este povestea fiecăruia. Pentru că dragostea este și rămâne o minune a lui Dumnezeu. Și gândindu-mă la ce predica aici, și Dani, gândindu-mă la ei, mi am amintit și de mine povestea aici, Dani cum s-a însurat Vărusul. E, când s-a însurat David, Dani, eu încă eram însurat. Și născut în 80, ca și mine. Mi-am pierdut toate speranțele. Imaginați-vă că la 32 de ani eu eram într-un sat, de munte cu cinci pocăiți. Eram eu cu Florin, o soră văduvă în vârstă, o familie tânără și în biserică era o singură fată de 14 ani. Și am Florin, ce facem? Că asta e mică. Până crește asta ieșim la pensie. Bă, trebuie să facem ceva, am ajuns să-mi pierd toată credința. Doamne, la cu mine cei? mi imaginam că sunt uitat undeva într-un sertar, în cer, acolo, pe lista burlacilor. Doamne, aia care o uitat Dumnezeu într-un sertar de mie, 32 de ani. Și dintr-o dată, dar dintr-o dată, la 32 de ani, am început să am descoperiri că urmează să mă însor. Dintr-o dată am ajuns la o nuntă, prin iunie, era, nu am văzut acolo o fată, mă chema să niște prieteni, mă uită, vreau să-ți prezentăm o fată, m-am dus la nuntă, mă zic, mai nu prea mi place, cred că aia de lângă e mai frumosă. Am vorbit cu ea, era 2 iunie și în octombrie m-am trezit însurat surat în dimineață. Păi nu e asta o minune? Aveam lucrări. Mă amintesc că am avut o lucrare pe Liviu nu pe care îl cunoașteți. Emi s-a văzut inima ta ca o, ca un pământ uscat de tot. Și ai zis, Doamne, va mai înflori vreodată inima asta? Și o zis, Domnul trimite o sămânță din cer, face să plouă un pic acolo, să moaie pământul și Dumnezeu face ca și inima ta să înflorească. Dragii mei, este normalitate, zic din nou, suntem toți căsătoriți, fiecare și-ar putea spune povestea, nu cred că trebuie să excepționalizăm ca altora să li se pară că a lor este banală. Nu! Ce trăiți dumneavoastră, da? Cuplul obișnuit, sora Maria și fratele Ion, care de 30 de ani sunt împreună, sunt minunea lui Dumnezeu. Povestea mea, povestea lor, povestită aici, a povestea care vedem azi aici, este lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Spune cum așa de frumos încântarea cântărilor, un lucru frumos aici, o mersă care îmi place, Dragostea, spune contul aici, este jar de foc, este o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Râurile cele mari nu pot să o nece. Păi asta e ceva din Dumnezeu. Dragostea are elementul acesta miraculos. Ea se naște la porunca lui Dumnezeu. Și spune contra aici că, de fapt, nici nu poate să moară dragostea. E atât de mare, eu nici nu cred că putem să lucrăm la dragoste, ia uite pe că trebuie să lucrezi, să... dragostea sau e din Dumnezeu sau nu este. Spunea un profesor la institut, dragostea la prima vedere este, dacă nu e la prima vedere, nu este, adică e eșec total. Când se naște e din Dumnezeu. Mi-am momentul când am văzut-o pe soția mea și mi-a plăcut. De atunci s-a născut ceva care durează de 9 ani, e mai tânăr pe calea asta. Și nu trebuie să mă forțez, nu trebuie să fac exerciții de iubire. E flacăra lui Dumnezeu și ea nu poate să moară. Când moare, n-a fost din Dumnezeu. Exact cum Dumnezeu a creat puterea de procreere a omului. Eu nu cred că Dumnezeu creează suflete și astăzi, cum aud aceste basme populare, mi se pare un mit derizoriu să spui că Dumnezeu are un sac de suflete și tot trimite prin familie, nu vrei tu, dau la X, dau la Y. Dumnezeu a creat odată, a suflat putere în om și în coapsele lui Adam a fost puterea de procreere și ea este în noi și cu noi de când ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a creat o singură dată și nu mai creează nimic Copiii sunt din puterea aceea de la început suflată de Dumnezeu un om odată. Asta cred până la moarte. Altfel aș pune o întrebare teologică grea. Cum de copiii seamănă și psihologic, nu numai fiziologic? Dacă sufletul e de la Dumnezeu și trupul e de la părinți, atunci cum de seamănă și la ticuri nervoase și la apucături cu părinții? Pentru că suntem întru totul născuți din părinții noștri, care au primit putere de la părinții lor și toți am primit putere de la Adam și de la Adam de la Dumnezeu. Odată. Exact așa e și iubirea. Dumnezeu o suflă odată și ea durează toată viața. Așadar, Remus și Tiffany, eu vă doresc doar atât, să rămâneți în minunea asta. Ea a început și are puterea să meargă până la moarte. Spune că râurile cele mari nu pot să o nece. Dragostea este tare ca moartea. Numai moartea poate să separe doi oameni care se iubesc cu adevărat. Dacă separă divorțul, n-a fost dragoste. Pentru că dragostea adevărată e separată doar de moarte. Singura care este la fel de tare este moartea. Dumnezeu să fie lăudat pentru minunea aceasta. Minunile din natural, minunile din, cum spun teologii, din cotidian, ele par obișnuite, dar sunt totuși speciale. Se spune că doi cerșetori cerșau, unul orb și unul șchiop, cerșau și din când în când mergeau să ceară de la împărat ceva. Ajungeau pe la palatul împărătesc și întindeau mâna. Împăratul a vrut să le dea o lecție, a spus, nu vă dau niciun ban, dar vă dau câte o pâine. Pâine? Anal, o pâine de la tine împărate, tu care ești bogat? E bine, de fiecare dată șchiopul lua pâinea și o vindea pe doi cupici. Pâine, la primul colț. Și cu acei bani, cumpăra ce-i trebuia. Orbul prețuia pâinea. E pâine de la împărat. Spune întâmplarea aceasta că orbul lua pâinea și o mânca cu respect. E pâine de la împărat. După ani de zile... Și a văzut că orbul are casă. Și-a întrebat, bun, dar de unde ți-ai făcut tu casă? Și-a spus el, din pâine. Păi cum? Că eu de fiecare dată am vândut-o pe doi blei după colț și nu m-am ales cu nimic. Ce n știu, dar de fiecare dată împăratul în pâine punea un bănuț de aur. Eu am mâncat pâine, am găsit bănuțul, am strâns toți bănuții și mi-a făcut casă. Nu știu dacă noi creștini mai prețuim minunea din banal, din loc din obișnuit. Minunea familiei noastre. Pâinea este o minune. Nu ni se pare o minune ca Dumnezeu să vindece cancerul, dar nu este mai mare minune să fii sănătos și să n-ai cancer? Ai mulțumit lui Dumnezeu pentru minunea asta că nu te-ai îmbolnăvit de cancer. Ai mulțumit lui Dumnezeu că ai o orientare normală. Ai mulțumit lui Dumnezeu că ai găsit o fată sau un băiat cu care te potrivești. Și într-adevăr, cum spuneau frații, când te uiți să nu mă vezi mâna lui Dumnezeu la fiecare pas. Și cum te-o încurca Dumnezeu când ai fi vrut să te căsătorești cum nu trebuie. Și aia e minunea lui Dumnezeu. Asta pentru cei care cred că un om stă până la 32 rugându-se și... Nu, Până la 32 de ani cam cu cucui ajungi. De la 20 toți vor să se însoare. Dar Dumnezeu călăuzește într-un mod miraculos fiecare lucru. Pâinea e o minune, sănătatea e o minune, copiii tăi sănătoși sunt o minune. Ce vedem aici este o minune. Și dorim ca această minune frumoasă să dureze până în ziua veșniciei. Amin. Încheiem aici slujba noastră, ne ridicăm în picioare cu toții. Ne apropiem de momentul solemn, punctul culminant al slujbei. invit pe fratele romi aici în față, pe fratele David Șelar, fratele romi este și unchiul Mirelui, i-a fost păstor toată viața, de când a fost bebeluș și până astăzi, cred că ar fi frumos să fac această slujbă, am convenit împreună lucrul acesta, fratele David este păstorul Miresei, haideți cu respect să ascultăm mărturia celor doi și apoi păstorii se vor și ruga pentru binecuvântarea lor.